la... Acum o pregătire. Cine, dacă nu sunt, cine este pentru? Toată lumea este pentru. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi la ședința ordinară. Cornel, ce știți de Cornel? Vine, vine. Da, atât. Vine, vine. La oră, la oră, la oră. Validării mandatului de consilier local a domnului Grătinoviu Petrea în cadrul Consiliului Local Comun al Bacău, județul Bacău. 2. Premii hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pentru 3 luni, începând cu luna martie. 3. Premii hotărâre privind aprobarea rețelei școlare Comun al Bacău, județul Bacău, care va funcționa în anul școlar 2019-2020. 4. Proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, modernizare drumuri locale în satele Balcan, frumoasa Ludac și Schipul Frumoasa, precum și a deviziilor generale actualizate în urma aplicării ordonanței de guvern, numărul 16 și 2019. 5. Proiectul privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, în sumă de 1.410.387,23 pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare. Case prezintă pe reprezent la aprobarea finanțării din bugetul local a conduniței lunare de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul asociației visele bunicilor de Bacău pentru anul 2019. 7 diverse. Mulțumesc, doamna contabilă, dacă cu acordul noastră, s-a modificat traseul microbuzului la școala Frumoasa. Mai duce un elev până în Frumoasa și trebuie un proiect de hotărâri să aprobăm modificarea traseului. O să facă ăsta proiectul după. Da, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu introducerea noului punct pentru modificarea traseului microbuzele, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Comuna Bacău, județul Bacău, a domnului Grătinoviu Petrea. În urma adresei numărul 3 din 26 a domnului Năuști, organizația județeană Bacău a unui direct, consilierul în partența politică a partidului a domnului Grătinoviu Petrea. În urma adresei, pentru propunerea pentru validarea mandatului consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bacău a domnului Grătinoviu Petrea. Dacă sunt discuții pe... Mare, nu așa sunt. Sunt, dar ce mai are și discuții? Îi urez bun venit. Mulțumesc. Să fie sănătos în sistemul vostru. Domn Petrică. Având în vedere procedura de validare a mandatului dumneavoastră nou, trebuie să depuneți un jurământ în fața Consiliului Local. Este la din șef. Da, nu știu ce mă știu.
este prostituție legii de țări și să facem cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și biserică mea pentru vinde, locuitor, locomunii Balcani. Așa să ne ajute Dumnezeu. A examinat în conformitate cu ordonanța 31 alineatul 3 din legea administrației publice locale, cu modificări și completări ulterioare, legalitatea validării de consilier a domnului Gărbunoiu Petre. Comisia constată că au fost definite dispoziții legale și nu sunt încălcate condițiile de eligibilitate. Astfel, comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local a domnului Gărbunoiu Petre, declarat ca supraan pe lista UNPR, Uniunea Națională pentru Progresul României. Președinte Iungeanu Lasă. Sine, secretar Dumnezeu Petrică și membre Ciprian Barna Ciprian și Dobreanu Pornea. Da. Dăm cuvântul lui domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Cine este pentru validarea domnului Grăpânului Petrea în funcție de consilier local? Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Toată lumea pentru. Da. Doi, proiectul de hotărâre primim aprobarea președintelui de ședință pentru 3 luni, începând cu luna martie, 2009. Cine face propuneri pentru alegerea noului președinte pentru 3 luni? Da, doamna Vasilica. Propun pentru votarea de la 3 luni pe Cornel Găbureanu. Alte propuneri? Barna Ciprian. Barna Ciprian. Dacă mai sunt propuneri. Cine este de acord cu domnul Găbureanu Cornel pentru a ocupa funcția de președinte? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Barna, împotrivă. Da, nu, da, le punem. Hai, cine este de acord cu propunerea pentru domnul Barna? Da, se abține cine? Hai, ca pentru domnul Barna, 5. Da, trecem la numărul 3, punctul din ședința de acolo. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare Comuna Balcan de Bacău, care va funcționa anul 2019-2020. Dacă sunt discuții asupra acestui punct. Aș vrea să explic eu pentru cei care nu au lămurit. Aprobarea rețelei școlare se face mai întâi într-un consiliu profesional al fiecărui școli, unde se pune la vot, în funcție de numărul de elevi, de clasă, de cost pe elev, apoi se trimite la inspectoratul, da, e normal, conform legii. Se trimite la inspectoratul școlar, se discută în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se aprobă, se trimite spre avizare către consiliul local, apoi se face la inspectoratul școlar. De obicei, da, sunt respectate toate legile, sunt verificate și de către inspectoratul școlar. Nu vor motive. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea pentru. Trecem la numărul, la punctul următor din ordinea de zi. Proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și drumuri locale în satele de Balcan, Cumoasa, Lodar și Schetul Cumoasa, Comuna Balcan de Bacău, precum și a revizor generare actualizate în urma aplicării ordonanței de guvern numărul 104. Precum știți, în urma ordonanței au crescut salariile în construcții, salariile minime, la 3.000 de lei.
Ba tot devizul de lucrări la proiectul modernizării, într-o asfaltare la PND2. Bun, diferența asta de bani, posibil să o punem noi de la bugetul local, acolo sunt discuții cu toată țara, nu numai la noi, posibil să dacă e aprobat modificarea contractului. Dacă sunt discuții cu marginea acestui cu domnul Ghermă. Bine, sunt de acord cu toate, deci construcțiile, se referă la drumuri, nu? Da. Bine, sunt de acord, dar așa de observații, s-a mărit salariul la 3.000 de lei, însă diferența au acoperit tot noi. Vor crește costurile la contract. Bine, nu, sunt de acord că trebuie, dar ceea ce nu s-a explicat corect de către guvern, noi suportăm cheltuielile. Vor mări toate contractele în derulare. Da. E și firesc. Da, și taxe și... Domnul Barna. Da, deci ce zicea și domnul German, ca să înțeleagă toată lumea, mărirea asta de salarii se face pe banii dumneavoastră, a oamenilor, da? Spune destul de clar în expunerea de motive, prin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporul și alte adaosuri, la suma de 3.000 de lei lunar. Prin adresă înregistrată la primăria Balcani, Conextus, care efectuează lucrări și asta se întâmplă în toată țara, solicită încheierea unui act adițional privind suplimentarea contractului care este în derulare în momentul de față. Adică tradus, nu îl suportă guvernul, îl plătim noi prin act adițional și guvernul să vedem dacă dă sau nu dă și dacă dă bani până la urmă guvernul, tot din taxe și impozite să le-a. Deci tot oamenii vor plăti și vor suporta mărirea de salariu făcută de PSD și ALDE, pentru că ei n-au bani. Economia nu duduie cu minte PSD-ul și cu ALDE la televizor toată ziua. Așa că actul ăsta adițional de aia e făcut, nu? Pentru că Conex Trustul și toate firmele de construcție abia supraviețuiesc. De unde se suportă mărirea de salariu? Păi? Toate din taxe și impozite și salarii și... Pe cine încălzește? Tot pentru oameni, tot pentru populație. Este, vă spunem, pentru ce? Pentru alegerii asta, nu-i pentru populație. Că ne furăm căciula, da? Crești salariul minim și scoți mai mulți bani din buzunar, și n-ai făcut nimic. Dar noi avem la diverse și neprevăzute la contract. Deci contractul modificare nu cred. Avem la diverse prevăzute. Putem pune de acolo. Deci banii sunt prinși în buget. În bugetul proiectului. Domnul meu, actul ăsta adițional de ce îl facem? Din cauza ordonanței. Din cauza ordonanței, da? Da. Dacă erau bani, într-adevăr, și se puteau mări salariile pe o bază economică, nu era nevoie de niciun act adițional, corect? Corect, dar și de unde luam bani? Dar din altă parte nu luam bani. Domnul meu. Înțeleg, dar zic din altă parte. Nu, dar din altă parte. Nu, dar din altă parte. Poți fi, sunt bani. Eu cred că tot nu un contract, pentru că în contractul inițial s-a prevăzut o anumită sumă. Acum e mai mare sumă. Așa. Deci ori vezi la măsura care te putem scrii noi acum cu... Da, domnul Gânga. Da. Referitor la măririle astea, păi ce au crescut prețurile la lucrare, dacă și-au încheiat un contract? Nu, n-a crescut prețul. Spune că nu poate acoperi mărirea de salariu. Se modifică contractul în timpul lucrărilor. Deci faci un act adițional prin care solicită suplimentarea diferenței la salariu. Dar au licitat și au convenit pentru preț. După ce au câștigat licitația, stai domnule că nu convine, îmi mai trebuie încă 30%. Păi
Dar nu-i 30%. Ei au două variante, ori reziliază contractul, ori cer altul ăsta de ținut. Era angajat cu 15 milioane și apoi de 30. Diferența de preț trebuie scoatată de undeva. Treaba noastră. Doamna Vasilica, nu am gândit. Haideți, domnul Zurinda, spuneți ce aveți discurs. Eu atâta știu că odată ce s-a pus la licitație, s-a câștigat la licitație cu anumită sumă și destul de frumușică, ei trebuie să facă lucrările după licitația care au făcut. Nu după ce au câștigat, stai domne, că mai trebuie muncitorii trebuie cu salariul. Vă asta vroiam să spun. Putea să vină și alte firme care îi convenea cu banii care au fost. Nu e toate firmele astea, noi nu vorbim de Conex Pro sau de firma noastră. Și aș avea ceva referitor la lucrările care se execută la Schitul Frumoasă, în Comuna Balcane, aș avea ceva obiecțiuni, le lăsăm la diverse sau acum? La diverse. Bun, da, dacă mai e cineva asupra acestui punct, dacă nu spune la voi, cine este pentru? Dar trecem la următorul. Da, toată lumea pe. Nu, dacă s-ar ține cineva. Eu mă abțin. Da, s-ar ține patru obiecte. Domnul Varnu, doamna Ivo, doamna German. Da, trecem la următorul. Bun. Proiectul de privind aprobarea utilizării în sume din excedentul anual al bugetului local de rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018 în suma de 1410 pentru acoperirea bolilor de casă provenite din decalajele de venituri cheltuieli secțiunii de funcționare. Discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Domnul Barna, hai. Noi nu avem buget pe 2012, nu? Asta e problema, de asta se face. Și păi de ce nu avem buget? Suntem aproape mari. Pentru că nu a trecut la nivel național. Păi de ce nu avem? Păi nu a trecut cum se numește. Nu, a trecut, a fost prost făcut. Nu mai dat vina pe eu, bani. Fiecare a fost bun, rău trecea, dar... Trebuia făcut de acum 3 luni. Să știi, la spital, că se trebuie. Trebuia, bugetul trebuia din noi. Dar nu, și-l faci noi. Dar nu. Era la Vasilica de luni. Da. Haideți, atunci, supunem la vot, dacă... Sau domnul Gânga. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Următorul punct din ordinea de zi. 5-7. Asta. Proiectele privind aprobarea finanțării din bugetul local a contribuției lunare de întreținere pentru persoane asistate în cadrul Asociației Visele Bunicilor, județul Bacău pentru anul 2019. Am avut o bătrână din Frumoasa care n-are bine. Are un băiat plecat vreo 20 de ani de acasă, era în spital la Mândești, s-a vreo lună și ceva, spitalul a făcut extremarea, am făcut anchetă socială la fața locului, n-am găsit cine să aibă grijă de ea. Am vorbit la primește acolo. E vorba de 22 milioane, 2200 de lei lunar. Asta nu de acum, eu bătrân chiar acum, da. Asta e prima, o să mai fie cazuri din asta. Cu plecările astea. Ăla de la Roză, am înțeles că s-a revenit, mai iasă prin oraș, cred că este în oraș. Dacă sunt discuții pe mari în acestui punct, domnul Gânga. Da, o întrebare pentru domnul primar simplă. Când era vorba să ajutăm bătrânii care cu lemne, le-am înțeles că dacă 100 de lei, intervenea Curtea de Conturi, care nu dă de voie să dați bani. Acum Curtea de Conturi dă voie să sprijinim aceste persoane? Altă lege. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea pentru. Și proiectul care nu-l avem, de care a tras eu microbuzului școlar. Da, o să vină. Rapul proiectului de hotel. Hai, care microbuzul, dacă nu are vreo 5 zile în mânia. Vă dați comandă și ajunge. Cine este pentru modificarea traseului? Toată lumea pentru. Deci, la diverse.
Cine ia cuvântul? Avem la diverse de domn primar să putem ceva aici. Domnul Gânda. Mai avem ceva pe ordinea de zi? Avem vreo două rapoarte. Se referă două rapoarte. Da, da, vă referiți, nu? La cele, da, nu le puneți în discuții. Cred că l-a primit toată lumea. Da. Dacă avem obiectiuni la astea două. Da, hai, spune-l acela de bine. Da, da. Discuție la rapoarte sau... Nu, discuție, nu spune la vot. Nu, discuție, dacă sunt asta. La rapoarte, nu, nu se pune la vot. Nu treabă dacă sunt discuții. Discuție, da. Discuție, da. Discuție, da. Am întrebat, discuție. Dacă nu sunt, atunci și trecem la diverse. Diverse. Da, domnul Gânda, a spus că vreau spus. Da. Domnul primar, dacă știți ceva în legătură cu medicul și familie, se mai întoarce sau nu se mai întoarce sau o declară vacant locul? Tema de noi la... În Irlanda, plecat. Medicul din auzit, te spun și eu, dar la direcția sănătății publică nu știu nimic. Este în concediu, la ei vreau în concediu. Până când are concediu? Până la luna. Până la întâi. Problema e alta, că eu știu că pleacă, că-i plecat, nu-i plecat. Așa am înțeles. Mai găsim doctor. Trebuie să avem și noi nevoie de medicul nostru. Două dispensare, și frumoasa și schitul frumoasa, când vezi omul că stă dimineața până seara, se duce două zile după o rețetă. Două zile. Se duce o dată, peste o săptămână, se duce și ție rezultatul. E foarte greu și trebuie să avem grijă de ei. Cu salubritatea, cu societățile. Ce facem? Inițiat un proiect de hotărâre să clarificăm prețul lunar. Păi celelalte cum celelalte. Și câți am întrebat, salubritatea și la Moinești, la Bacău și la Unești, au pus pe persoane. Câți angajați are societatea? Dar am aprobat asta, am consiliu. Și cât e de persoane? 12 de persoane, de angajat. E bun. 15 de la Unești. Aș mai avea probleme cu drumul de la Căsoasa. Adică cu toate drumurile. Noi când am discutat înainte ca să faceți un proiect pentru PNDL2, noi consilieri am spus că am avut destul. Dom'le, facem o lucrare, o facem de calitate, cu poduri, cu rigole. Dumneavoastră aveți datoria să aduceți proiectantul de la Bacău, m-am înțeles că Lupeș, cu Costel Eliescu care e la urbanism, să trasați exact cum vin lucrările și podețele, rigolele, unde strict necesar. Eu vă dau exemplu cum a procedat cu drumul de la Schip. A fost un drum făcut care există exact în bătaie de joc. Noi când luăm niște bani prin PNDL, trebuie să facem un proiect, să scoatem în evidență calitatea, să nu umblăm după voturi, cum zice domnul Barna. Că nici pe mine nu mă interesează votul, dar mă interesează când merg pe un drum, să merg pe un drum în siguranță. Luăm de exemplu drumul de la Căsoasa. Nu este nicio rigolă. Prință. Aveți vă rigolă? Da, eu știu că... Da, sunt rigole, sunt ca și pe ulița bisericii. Și pe ulița bisericii este unde? Domnul Barna, hai să terminăm cu... Lăsați să termine proiectul. Domnul primar, lăsăm să termine proiectul. După ce se termină proiectul, cum s-a făcut și drumul de la Schip? Dacă voi mai fi consilier, spune, domnul Gânga, nu putem interveni, că e drumul în garanție. Vrem să facem lucrarea, să o facem de calitate. Omul când votează se uită la calitate. Să terminăm cu asta. Spurcăm asfalt și căpățâna, ne mai aruncăm pe o stradă, am prins votul facem și de politică aici, unii nu facem politic. Dar nu, dar spune ce te doare. Vă doare destul de clar. Ai văzut asfaltul? Am fost, domnul primar, am fost... Tot când spurcăm asfaltul. Am fost unii să lucrează acum. Da, și da, nu se face rigol. Nu se face rigolă pe partea stângă, unii fugi la... La cine? La nepoate-mea acolo. De ce spuneți că dumneavoastră a spus că la Mariana la spână acolo? Rigol cum ăsta, mă. Unii faceți... Pe partea alta este rigolă făcută. E împrins în proiect.
Deci, bun, am vorbit cu inginerul, nu e nicio rigolă prinsă și nici a spus dumneavoastră că nu mută gardul. Eu am vorbit cu Mariana, mută gardul metru, metru jumate, dar acolo trebuie făcut un dig, domnul primar. Acolo unii... Se lucrează la dig acolo? Lasă terminile. Eu nu vorbesc de dig. De ce să mute omul gardul când au putut intra el mai în dreapta? Eu știu ce e acolo. Da. Sunt niște chestii care nu pot să le zic în consiliu. Pământul ăla de acolo e fugitiv. Știu, deci, mă înțeleg. Dacă era pe deci, un... E vorba de vreo 10 metri, chiar nu se poate face. Se face. Deci... Păi terminat, dar... ori nu deam lucrare, am început o lucrare, la început au fost nemulțumiți. La urmă au mulțumit. Mereu interveneți, domnul Gânga. Mereu am intervenit. Când se lucrează. Domnul primar, domnul... Să scoatem de lăsați, dar eu vorbesc asta de când am intrat consilier. Păi, și nu trebuie să-mi explic. Nu trebuie să-mi spuneți. Dacă tot ai zis de voturi, dacă nu o să fie lucrare bună, nu o să fie voturi acolo. Care-i problema? Păi dacă vorbim politic, dar dacă vorbim realitatea, lasă-mi terminăm lucrarea acolo. E făcută de un proiectat, e dată de verificator. Nu am putut face că am trecut diguri toată căsoasa. Depășă porți de prețul pe kilometru de asfalt și ne refuza. Sunt niște chestii care... N-ați putut, că adevărul că prețul era mare, dar cum era aici la partea la Ciu, când am zis că trebuie înălțat și trebuie din făcut, când îl faceți după și toarnă asfalt sau înainte? Unde? La până la școală. După ce toarnă asfalt. Facem noi, fiindcă nu se poate prinde în proiectul ăsta. Eu știu, numai să n-aud de la dumneavoastră că nu puteți interveni. Faceți-l numai să fie făcut. După ce toarnă. Cel mare, domnul Barnă. Tot trebuie referitor la primul. Am înțeles că insistați destul de mult la intrare de acolo, chiar în gura căsoasei, sunt multe, cum îi zice? Coșnice, gata. Nu tot gata. Asta era vorba discuție. Știu. Dacă nu se poate intra în din... Păi eu ce am zis acum? Am mutat din mai încolo. Păi asta, domnul Gânga îmi spune... Și din ce am înțeles eu acolo, el nu și-a mai tras odată gardul, că restul... Nici n-am vorbit cu mai sunt în nici n-am vorbit. Am văzut la fața locului, am măsurat distanța, au venit comisia, am chemat, a venit patronul, am discutat la fața locului, am mutat pe o jumătate mai în partea. Și o să vă... Și rigol acolo îi trebuie, da, spun. Asfaltul de pe până, de acces până la schiti, gata? Hai. Păi că merge zilnic. Ba nu, mi-a dat un judecat acum când nu le-am dat garanția. Și domnul meu, ăla e turnat din ce an? Din 2000? Când s-a turnat? Nu, ultimul, primul, are vreo rigolă? Vreo șansă ceva? Spuneți-mi o uliță din toată comuna care are o rigolă. Deci, proiectul care l-avem acum, ulița... Da, așa ați spus și când ați turnat în Frățeni, așa ați spus și când ați turnat pe ulița Bisericii, așa ați spus peste tot. Și nu are nicio bucată de asfalt, nici rigolă, nici nimic, nici șanță, nici nimic. Nu am zis pe ulița Frățeni că proiectul este rigolă. Vă contrazic și vă... Deci acolo sunt bani din buget local. Așa. N-avea cum să prind rigoare. Când nu mi-a bani, nu pot prind. Eu țin minte perfect că v-am întrebat și a spus că da, facem. Exact cum a spus și acum, în regim propriu le vom face. Aveți răbdare să terminăm cu asfaltul și le vom face. Dar nu-s bani. Vă spun că nu o să fie bani. Păi dar eu sunt sigur că nu o să facă și-i vrăjeală, dar... Atâta ce mizerie mai pot pe drumul de la schid, toți spunem, domnule, lăsați să se termine, lăsați să se termine. Drumul de la schid e o mizerie. Dacă vă duceți până la schid... Hai mă, că ați avut cuvântul, altă chestie. Am fost de mai multe ori, acum că a murit bunicul, Dumnezeu să-l ierte, și am fost la schi destul de des și am vorbit cu o grămadă de lume acolo la pomană. Sper să nu vă supărați pe mine, dar eu nu prea cred în coincidențe. Conex Crustu, acolo unde și-au dus toate utilajele, au avut nevoie de doi pasnici. Au venit la mine oameni cu copii mici, oameni fără pensie, oameni care ar fi putut să ocupe ei poziția aia de paznic, da? Și probabil că aveau mai multă nevoie decât rudele domnului Sofroni, care s-au ales cu poziția aia de paznic acolo, cu vreo 17 milioane, am înțeles, pe lună. Cu tăcu.
cu tot cu bonul plățând. E normal, așa, erau oameni acolo, deci vine domnul Toader din fundul Ghedeonului până acolo, când peste apă, sunt oameni cu copii mici care, eu zic că le-ar fi folosit pe perioada lucrărilor banii ăștia. E frumos așa? Deci nu s-a văzut. Dar angajează, rustrat sau angajează, au nevoie de oameni. Nu are, fără. Eu v-am zis că nu cred în coincidențe. Dacă erau, nu, din, dar din frumoasă, 5 persoane s-au dus, de la întâi angajează. Angajează rustran sau are nevoie de oameni. Nu știu. Dar să nu că-ți vorbea și eu. Nu știu, au venit, dar eu de când tot trafă. Din ce am înțeles, ei s-au dus și au vorbit cu inginerul și au zis că, domnule, nu puteți vorbi direct cu noi, trebuie să vorbiți prima dată cu primarul. Dar eu angajez la rustran. Și angajatorul rustran. Aia m-am zis, mai... Cum să zic? Nu, ci drepte am întrebat și oamenii pe drum, îi paznic acolo. Mulți au zis că nu plătește, că șmeche pentru o lună de zile, două luni, pentru că când au văzut că dă bani. Mulți sar acum, și eu vreau să mă doresc. Ducă la inginerul ăla, e unul brunier, slăbuț. Vorbească cu el, îi dă și trebuie, îi duce la Bacău, la rustran și angajează. Depinde și ce pricep, ce vrei face. La paznic nu-ți trebuie meserie. La paznic, atunci, da. Dar nu știu ce meserie ți-ar trebui. O căutat din mult, o vreau și schimb din paznic, nu știu. Păi, eu zic că era frumos să facă un anunț public. Nu? Public, să nu discuta de chestia. Păi, nu. Trebuie a făcut un anunț public, domnule, sunt primăria niște bani. Da, firma angajează. Bun, nu sunt angajator, nu sunt la rustran. Dumneavoastră, ca primar, ar fi trebuit să vă gândiți la persoanele care au nevoie de așa ceva, nu la oameni care au pensii bună, că nu știu, de fapt, nici nu mă interesează, ambele au pensii. Nu, cine nu are. Nu? Da. Mă rog. Veneau astăzi și tot discuțiile astea erau nemulțumiți alții și că ai urat tot. Da. Eu referitor la această dumneavoastră, știți? Mi s-a spus, domnul inginer, nu s-a spus că are nevoie de oameni. Ar trebui să ne implicăm și noi să ne împuținăm crește de la ajutor social. Da. Sunt, dacă avem oameni buni de muncă, să-i trimitem acolo, iar dacă refuză, să-și pierdă ajutorul. Deci nu vorbesc de dar oameni buni. Dar oamenii duc de la băinești, de la forțe de muncă. Pentru că nu care sunt buni de muncă, noi niciunul sunt buni de muncă. Care sunt bolnavi aduc scutirii medicale? Referitor la ce a spus domnul Barna, aici sunt două variante. În primul și în primul rând, când vine cineva, eu știu că am fost odată eu cu buldozerul și mi s-a furat motorina 200 de kg. Și când vine chiar la primar, dacă vine, domnule, dăm doi oameni serioși. Oameni care se răspunde. Am zis că nu au venit la mine, da. Am tot întrebat pe toți, că dacă era ceva, dușeam noi de la mine de acolo. Înțeleg, pentru că dacă îi se fură motorina de la un excavator, roșine pe obrazul primarului. Deci, dar nu cine... se mai fură pe când de lucrare. Atunci nu se fura, se vinde. Nu, atunci ați luat cu dreapta. Atunci se fură, atunci se vindea. Atunci când am fost eu, l-o luat, era bălăiță, l-o luat butoiul de aici, o dispărut butoiul de la primării din spate. Deci nu din pitrași. N-aveam poliție locală. Deci nu era poliție locală. Dar ce se caută din motorina la primării? Aici au adus-o. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința de astăzi și auzând de bine. E o primăvară frumoasă pentru toată lumea.